Salut! În dimineața asta o să mergem să stropim din nou roșiile. Mana s-a instalat după ploile din ultima perioadă și roșiile sunt afectate profund. Am cumpărat sulfat de cupru de la un magazin. Sulfat de cupru pentru a prepara piatra vânătă. Sulfatul de cupru s-a scumpit și a ajuns la un preț uriaș, 18 lei pentru o cantitate de 500 de grame. În situația în care acum 6 luni aceeași cantitate o cumpăram cu 6 lei, 7 lei, 8 lei maxim. Așa că prețurile sunt duble, dacă nu chiar triple. Mergem la grădină să ne apucăm de treabă. Vom prepara zeamă bordeleză pentru stropit roșiile. În 10 litri de apă îi împărțim în două părți. În prima parte punem la 5 litri de apă 3 linguri de var stins. Și le amestecăm bine. Să se omogenizeze. În pompă mai sunt încă 5 litri de apă și voi pune o lingură plină de sulfat de cupru. Montez sita și pun varul. Nu punem gunoaiele, adică varul ne diluat. Acum că am preparat compoziția de zeamă bordeleză, voi merge în roșii. A intrat mana în roșii, că se văd frunzele uscate, afectate. Dar se mai poate salva. Uitați. Așa că acum le voi face o îmbăiere cu zeamă bordeleză. O îmbăiere masivă. Haideți să luăm pompa.